Sute de profesori din tot județul Hunedoara au organizat un marș de protest în centrul istoric al municipiului Deva, astăzi 25 mai, în a patra zi de grevă generală. Majoritatea profesorilor prezenți la protest au venit îmbrăcați în negru, iar reprezentanții Sindicatului Învățământ Preuniversitar Hunedoara au denumit mitingul un marș al tăcerii. Este o zi tristă pentru noi. Nu mai am zice neapărat o zi de doliu, nu vreau să mergem până acolo, dar este o zi tristă. Guvernanții n-au înțeles în momentul de față ceea ce cerem de la ei. Ieri au fost 3 ore în care ni s-a prezentat programul de guvernare și realitatea din școală, de parcă noi nu venim din școală. Iar apoi, la final, s-a prezentat o ofertă care nu poate fi considerată decât ca un ajutor social. Repet, nu vrem să fim asistați social. Vrem să se recunoască meritul profesorului în societate și, bineînțeles, acest lucru să fie recunoscut și prin salarizare. Nu s-a dat nicio garanție privind salariile, decât că în 15 iunie încep salariile. Dar niciun angajament din partea noastră. Absolut nimic. Marșul de protest a pornit din fața sediului Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și s-a oprit în fața sediului Prefecturii Hunedoara. Acolo protestatarii au fost întâmpinați de prefectul județului Călin Petru Marian, care a purtat un dialog scurt cu conducerea sindicatului. Este un moment în care se sfârșește cumva anul de învățământ. Multă lume așteaptă să vadă dacă copiii își dau examenele, că sunt în clasa 8, dacă sunt în clasa 12, dacă mai sunt și alte tipuri de examene, dar asta nu înseamnă că nu vom face tot ce este posibil prin dialogul guvernamental să încercăm să venim cu lucruri concrete imediate și în același timp și cu să zic, promisiuni certe și asumate în ceea ce privește lucrurile care trebuie să se transforme în timp și care nu se pot rezolva pe loc. Ca un gest simbolic, profesorii și-au depus pixurile sau stilourile în fața sediului prefecturii. E un gest simbolic, exact cum îi spuneți dumneavoastră. Ne declinăm competența de a merge mai departe într-o asemenea situație. Nu mai este, mingea este în terenul lor, în momentul de față. Deciziile le aparțin lor. Este încă o dată un gest simbolic, un semn de protest din partea profesorilor, că așa nu se mai poate. Pixul, stilou, este simbolul muncii noastre, dacă vreți. Îl depunem ca semnal de neputință, dacă vreți. Ce le transmiteți părinților care așteaptă totuși un semnal din partea dumneavoastră? Întrebarea asta trebuie să o puneți domnului prefect și guvernanților. Decizia este la ei în momentul de față. Nu vrem să blocăm anul școlar, nu vrem să creăm probleme copiilor. Sunt în momentul de față și părinții și Federația de Părinți și Asociațiile de Leg sunt de partea noastră. Dar nu vrem să-i afectăm, dar încă o dată decizia este în momentul de față la guvernanților. Ei pot să oprească protestul acesta și pot să oprească foarte simplu. La marșul de protest au participat aproximativ 500 de persoane, personal angajat în toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara. La nivelul județului Hunedoara sunt peste 5.000 de salariați în învățământ. Reprezentanții Sindicatului Învățământ Preuniversitar anunță că vor continua protestele din educație.